Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. S-a citit din Coloseni, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 6, pentru timpul de rugăciune. Și aș vrea să mă opresc la versetul 3 și versetul 4 și vreau să-l subliniez, vreau să-l mai citesc încă o dată. Și după gândul pe care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă, aș vrea să mergem și să ne rugăm înaintea Domnului. Spune așa, rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu în dimineața aceasta să ne cerceteze pe toți și dorința aceasta pe care o avea Pavel când era legat în lanțuri, într-un timp și într-o situație poate nepotrivită și nedorită de el, inima lui bătea pentru Evanghelia lui Dumnezeu și avea o dorință arzătoare ca să-i se dea o ușă pentru cuvânt. În suferință, în necaz, în durere, în amărăciune, nu s-a oprit să-l slujească pe Dumnezeu, ba mai mult, el dorea ca Dumnezeu să deschidă o cale acolo să poată vesti Evanghelia. Era închis din pricina Evangheliei, sufera din cauza Evangheliei. Și Pavel merge mai departe și spune, vreau încă o ușă de cuvânt. Noi în dimineața aceasta suntem în biserică, suntem adunați, suntem strunși la oaltă, avem poate tot ce ne trebuie, nu suferim din pricina Evangheliei, suntem liberi, trăim în libertate. Cum sunt rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu? Cum ne rugăm dimineața? Cum ne rugăm seara? Cum ne rugăm când venim la biserică? Cum ne rugăm atunci când ne culcăm? Rostim aceleași cuvinte care le rostește și Pavel în suferință, legat în lanțuri? Doamne, vreau o ușă de cuvânt, Doamne! Sunt oameni care nu te cunosc pe tine, sunt oameni care mor în păcatele lor, sunt legat în lanțuri și vreau să ajung la ei, Doamne, dă-mi o ușă de cuvânt! Pavel rostește o cerință și cerința aceasta stă înaintea noastră. Vedeți, noi ne uităm la oameni mari ai lui Dumnezeu care au suferit și vorbim despre suferințele noastre, le alegem pe Wurmbrand și vorbim despre el când vrem atunci ca o predică să fie mai bună. Când mărturisim la cineva despre Dumnezeu, dăm o mărturie a lui Niculiță Moldovan. Suferințele acestor oameni, durerile lor. Dar uităm că oamenii aceștia au compus, au predicat în suferință și în durere s-a născut puterea cu care ei au slujit înaintea lui Dumnezeu și mii și mii de oameni s-au pocăit. Niculiță Moldovan, avem harfa de cântări. În mare parte, cântările sunt compuse de el. Știți cum le-a compus? În lanțuri, fraților. În suferință, închis, bajocorit de comuniști, bătut. Fără libertate, privat de libertate, n-a condus mașini frumoase, n-a avut case bogate ca noi. Și omul acesta se ruga, Doamne, lasă harul Tău peste mine și mai dă-mi un verset, Doamne. Vreau să-l scriu și să-l trimit ca frații să cânte, Doamne, și la cântarea lor să se coboare Duhul Sfânt și biserica să se înflăcăreze, oamenii să se pocăiască. Doamne, dă-mi o ușă de cuvânt prin cântare, prin versete, Doamne. Wurmbrand, închis 14 ani, ascultăm predicile lor, ascultăm cântările lor și ne cercetează Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că acolo a fost puterea lui Dumnezeu în viața acestor oameni și cuvintele lor au fost măsurate și cântărite de Dumnezeu. Să rămână o mărturie pentru noi, oamenii aceștia nu s-au jucat cu pocăința, au avut o chemare din partea lui Dumnezeu așa cum avem și noi. Toți suntem chemați ca să slujim, însă confortul și libertatea îngroapă și oprește această chemare care Dumnezeu ne-o face. Nu vreau să slujesc pentru că e durere, nu vreau să slujesc pe Dumnezeu pentru că mă costă, nu vreau să slujesc pentru că trebuie să mă dăruiesc, trebuie să pierd. Oamenii aceștia și-au cunoscut chemarea. Au răspuns chemării lui Dumnezeu. Pavel și-a cunoscut chemarea. Pavel, când a fost chemat de Dumnezeu, Dumnezeu i-a arătat ce trebuie să sufere. I-a arătat când i-a dat cuvântul
Când a fost chemat să predice, după ce a fost transformat Pavel, după cele trei zile, când a fost orbit și n-a văzut nimica, după ce Dumnezeu l-a schimbat și l-a transformat, i-a arătat ce trebuie și prin ce trebuie să treacă. Și omul acesta a primit cu bucurie. Și Pavel acum a închis în lanțuri, trimite o scrisoare și spune: rugați-vă să mi se dea cuvânt. Cum ne rugăm în dimineața aceasta? Cum te rogi, tinere? Cum te rogi, frate? Cum te rogi, soră, în dimineața aceasta? Sunt atâția oameni în orașul acesta și noi suntem o ușă de cuvânt pentru ei. Și nu se întorc și nu vin, știți de ce? Pentru că nu ne place să pierdem. Ne costă. Evanghelia ne costă, fraților. Evanghelia nu este ușoară, ne costă. Ca să o duci mai departe, te costă. Și aș vrea ca în dimineața aceasta Duhul Sfânt să coboare peste noi toți și să ne facă o cercetare divină, să înțelegem de ce suntem în casa lui Dumnezeu, de ce venim la biserică, pentru care motiv cântăm, pentru care motiv predicăm, pentru ce venim aici. Suntem o ușă de cuvânt pentru alții? Sunt atâția care au nevoie de noi. Și ușa aceasta de cuvânt trece pe lângă ei și nu se deschide. Pentru că nu vorbim, pentru că nu trăim, pentru că nu vrem cu adevărat chemarea pe care Dumnezeu are în dreptul nostru, nu vrem să răspundem la ea. S-ar putea să ne coste. Vurbrand a răspuns la ea și într-o zi a plătit. Pentru că a apărat fața Domnului Iisus atunci când comuniștii o mânjau cu un noroi și cu mizerie, s-a ridicat și l-a apărat pe Hristos. Și pentru acel fapt a fost închis 14 ani de zile. Ne costă, fraților, a ieșit de acolo și a înființat o misiune prin care mulți misionari s-au ridicat și au murit ca martiri, știați? Știați că prin mărturia acestui om Dumnezeu a ridicat alți martiri? Știți că alții au răspuns la chemare pentru că s-au uitat la viața acestui om și au spus: dacă Dumnezeu are o chemare pentru mine, mamă, am obosit ca să mă mai ascunde El. Fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem, nu este așa, fraților? Nu este așa, este prea greu. Cântăm, cântăm, dar nu cu inima. Cântăm, cântăm, dar nu cu inima. Predicăm, dar nu cu inima. Vorbim, dar nu cu inima. Doamne, fă-ne o cercetare în dimineața aceasta și trezește-ne, Doamne. Și dacă trebuie să fie o ușă de cuvânt pentru orașul acesta, te rog să o deschizi astăzi. Dacă tu trebuie să fie o ușă deschisă pentru familia ta în ziua aceasta, în dimineața aceasta, Duhul Sfânt are putere să te deschidă și de astăzi să ieși afară și să predici. Vreau să ne ridicăm în picioare și cu gândurile acestea să mergem înaintea lui Dumnezeu cu o inimă deschisă. Să lăsăm ca Duhul Sfânt să vină și să ne cerceteze, fraților, și să răspundem cu adevărat chemării lui Dumnezeu. Este bine că suntem în casa lui Dumnezeu, suntem protejați. Este bine că venim la închinare. Este adevărat. Dar locul acesta nu-i decât pentru pregătire, fraților. Aici ne pregătim și ne înarmăm și ne împuternicim să ieșim afară, să rezistăm în luptă. Și când ne întoarcem aici, iarăși ne încărcăm și ieșim afară și rezistăm în luptă. Și iarăși venim aici și iarăși ne rugăm și iarăși ne încărcăm și ieșim afară și câștigăm teritorii pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta venim, fraților, la biserică. Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru schimbarea care ne-a dat-o. Dar nu numai atât. Să ne dea o ușă de cuvânt și pentru alții. Mergem cu gândul acesta înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm. Amin.